MasterChef România mai are numai câteva ediții și se apropie de marea finală. Competiția culinară ajunge la sezonul 9. Urmează să-și aleagă câștigătorul trofeului și al unui cec substanțial de 75.000 de euro. Emisiunea prezentată de Gina Pistol mai are în momentul de față doar 3 participanți. Aceștia vor trebui să dea totul pentru a pune mâna pe premiul pus la bătaie de producătorii de la ProTV. Anunțul va fi făcut săptămâna viitoare. Concret, finala emisiunii se va difuza în cursul zilei de miercuri, 11 decembrie 2024, de la ora 20:30. Jurații Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au dedus o luptă foarte grea, la fel și concurenții. Misiunea candidaților nu va fi una deloc ușoară, având în vedere că mai sunt foarte puțini. Doar unul dintre cei 3 concurenți de la MasterChef România va fi desemnat câștigătorul acestui sezon, care a debutat în septembrie. Telespectatorii așteaptă cu sufletul la gură marea finală, care va fi difuzată live, pe micile ecrane. Acest lucru este văzut ca un mare plus de urmăritorii din România și nu numai, care sunt extrem de nerăbdători. Gina Pistol declara în urmă cu câteva luni că este foarte fericită pentru că a luat decizia de a reveni în televiziune. O perioadă blondina s-a ocupat de creșterea fiicei sale, Josefineana, dar și de gospodăria din Cernica. Eu cred că a fost momentul bun să revin și în aceeași echipă și cu energie, că am avut un pic, așa, o perioadă mai grea. Mamele mă pot înțelege că treci prin niște schimbări și la mine se adunaseră foarte multe și nu am mai putut la un moment dat, deci n-am mai putut. Adică, corpul mi-a zis că am nevoie de o pauză și a fost binevenită pauza asta. Nu am fost în vacanță. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.